Salut și bine am găsit la un episod din Brazla Haiducilor. Deja știți cum stă treaba, suntem pe acest site ca să alegem un câștigător pentru camera abonaților. Așa că dacă vă place această serie, uitați să lăsați și voi un like, un comentariu ca să ajungeți pe perete și să dați un subscribe și să aveți și clopoțelul, este foarte important. Bun, și hai să vedem pentru episodul de astăzi cine este câștigător. Să vedem, fată sau băia sau... The Eric. Perete. Da, chiar am văzut. Bă, nu-i perete, e cameră. Deci nu-i absolut niciun perete. Nu mai vreau pe perete. Comentariile alea sunt absolut inutile. Vreau pe perete. E cameră. Poate vreau în cameră. Sună mult mai bine cât vreau pe perete. Uitați-vă și voi la video. Fiți atenți. Urmăriți-l până la final și apoi postați o întrebare sau un comentariu ca să aibă relevanță. Bun, hai să revenim la joc. Ce afacere cu level, că eu îmi pierd level la fiecare abonat pus pe în cameră, de fapt, că m-am prosit joc cu peretele. Bun, deci îl avem pe The Eric aici, avem numele lui. Luăm cărticica, ca de obicei, dăm să verifice targetul. Mergem, de fapt, îi arătăm mâinile. Îi arătăm numele. Îi scoatem pe ce este el acolo. Hai să vedem și o poziție. Ce poziție? Opa, că asta e poziție de mort. Pe urma picioarele acolo. Nu vrem pe asta. Mă, să știi că e ok. E ok, îmi place. Punem capul ăsta de Blaze. Chiar arată foarte bine. Și dăm și numele. Perfect, super, super șmecher. La așa doilea am pus și armură abonaților. Lui Ovidiu și lui Sicario. O să spun și ție, Eric, mai încolo, ce drept, dar o să vă pun la toți armură. Bun, în episodul de astăzi vreau să facem ceva foarte important pentru viitorul nostru pe server, adică afaceri. Intrăm în afaceri, după cum v-am spus și ați întrebat, ce shop? De teracotă. De teracotă, cu ciuncio. Nu R și L, nu știu cum, pur și simplu numele la shop e exact așa. Rac. Ratone în ciuncio. Simplu. Cam ăsta a fost numele la care ne-am gândit noi. Și haideți că vreau să vă arăt ce s-a mai întâmplat la zona de shop-uri. Deci nu, Ciuncio e nebun. Probabil ați văzut, mulți dintre voi probabil ați văzut un episod la el. Dar eu am aflat în seara asta, am intrat cu el pe Discord, din păcate din 100 singuri. Am intrat cu el pe Discord și cu oamenii acolo, cu haiduci și... Păi, Raton, ai văzut? Zic, ce să văd? Păi, uite-te. Așa că hai să vă arăt. Și mulțumesc foarte mult lui Puf că și-a mutat... șalcărurile de acolo din drum. Deci enorm de mult, ca să nu mai dai eu cu capul. Bine, probabil de-aia le-am mutat totuși o parcă, era să crăp acolo. Bine că îmi dau capul în șalcărul lui Puf și mor în altă parte. Hai că e foarte bine. În episodul de astăzi aș vrea să încep un etaj. O să fiu la etajul 2 după cum am vorbit cu Ciuncio. Ai zis că oricum etajul 1, etajul 2 nu contează, nu ne supărăm. Chiar absolut nu contează, n-are nicio relevanță la ce etaj o să aibă fiecare dintre noi shop-ul, dar eu o să fiu la etajul 2 și o să ne apucăm să lucrăm la etajul 2 sau... etajul 2 sau m-aș duce la 3. Dacă mă întrebați, m-aș duce la 3, că acum am văzut că acolo e stone-ul ăla și s-ar potrivi... aș vrea să fac o intrare cumva. Dar hai să vă arăt de pe din afară, hai să vedeți acoperișul, deși mi se pare identic, la zis că nu e chiar identic. Bine, identic, identic nu e, dar e foarte asemănător cu... acoperișul tot de la clădirea lui, de acolo. Hai să vă arăt și în partea. Să spuneți și voi în comentarii. Adică, ia uite Ciuncio. Nu e asemănător, nu? Nu. Nu e același model. Eu nu mă gândeam la un acoperiș de genul, dar arată ok. E un zgârie nori, e uriașă clădirea. Dar arată super ok. A muncit, a terminat-o exteriorul. Cel puțin a terminat. Dar cred că totuși nu aleg etajul 2, că acum mă uitam mai bine. Cred că o să aleg 3 și cumva acolo să fac o intrare șmecheră. Sau de fapt avem 1, 2, da, 3. Aici parterul aici o să fie un fel de lobby. Și e ok, ideea cu lobby-ul e super șmecheră. Mai luăm și niște artificii. Mai băgăm și niște morcovi aici în mânuță. Bun, perfect. Și cel mai important lucru, am zis că vreau să fie ceva genul modelul la podea. Așa că... foarte important. Trebuie să mă duc până la shop-ul lui Blușa lui Dark să le plătesc aceste două stack-uri. Le-am luat numai provizoriu să văd cum arată, în caz de ceva le puneam înapoi, că nu mi-au dat bon pe ele, așa că le cam pot returna, nu? În orice caz. Deci am luat un de ăsta, două secunde, să-mi scos și eu diamantele, deci irosim diamante, da, ok, e bine.
Avem un diamant, două, că o să mai vreau un stack. Hai, poate trei, că mai vreau unul. Perfect. Și la roșu iar am luat 1, 2, 3. 2, bun. Și 3-ul deja l-am în inventar. Superb, superb. 10 diamante, iar suntem în gaură, dar e ok că cu afacerea asta și poate pe viitor o să fie totul bine. Bun. Acum urmează doar să ajung la etajul 3, o să urc eu acolo, o să încep să dau un rând să văd cum arată și dacă arată totul bine, vă arăt și vouă, revin o dată cu voi aici. Până acum ceva în genul ăsta arată, mă gândeam să o las ceva genul, am mai furat de la Ciuncio, da, am furat. Am luat câte una altă, adică blocuri de quartz, ceva în genul ăsta o să fie intrarea. Bine, o să fie o intrare și pe jos, dar vreau o intrare sus ca să intru cumva mai ușor, frumos și gata. Și bineînțeles pe exterior aici o să modific eu să arate bine sau văd eu cu ciuncionii, nu știu. Vedem. Mai e până atunci, știți ce? Chiar mai e până atunci, deci nu ne complicăm. Astăzi aș vrea doar să deschid shop-ul, să vând niște teracotă. Nu știu exact ce culoare o să vând în prima fază, că sunt cam sărac. Sincer, sunt puțin cam sărac în ceea ce privește treaba asta cu culorile. De ce spun asta? Deoarece am baiemul acolo lângă mine, dar nu am foarte multe culori. Din păcate, știi ce? O să las acolo că poate facem liftul ăla chiar în partea și ar fi ok să fie lăsat spațiu și au tendermenul acolo. Ok, nu știu care e treaba cu el, dar e. Are și el o treabă acolo, se plimbă, e ok, e frumos, e elegant cât de cât vesel. Bun, bă, eu zic că o să arate ok dacă fac toată treaba asta așa și aș vrea să mă duc până la blue, asta, două secunde că nu v-am arătat. Hopa, hai, sper să nu mor, să nu moară nici ceilalți haiduci când vor să intre în shop, nu trebuie să te duci cumva de la înălțime să vii în picaj să intri. Deci vreau să vă arăt ceva genul arată înăuntru, ceva genul modelul. E mai palandala, deoarece nu e simetrică clădirea. Culmea, chiar nu e simetrică clădirea. Cel puțin pe interior nu prea e, după cum puteți vrea, dar mie îmi place modelul ăsta așa mai landala. Astea sunt scările, o să trebuiască să bag și niște lumină, nu știu exact cum o să implementez lumina, probabil cu felinare de lea, dar vedem. Aici ar trebui din nou să vin cu un rând de scări așa, sus aici cu un rând de scări așa și aici cu... Ok, noroc că mi s-a activat elitra, că dacă... De fapt nu muream. Rămâneam posibil să rămân în viață de acolo, că totuși dacă n-am armura nu prea stau bine. Ok, mă ține shift-ul. Data trecută nu m-a ținut shift-ul. Și ceva genul ăsta... Băi. Când am văzut că se închide elitra, am zis gata. Și ce? M-am dus. Alta nu. Ceva în genul ăla. Eu zic că e ok. Bun, vreau să văd care sunt toate culorile de pe Minecraft, sau aproape toate. De fapt, ce are Blue și Dark la magazin, ce au ei la magazin culorile astea, ca să imit cum ar veni modelul ăsta pe perete acolo, să pun culori. Deci câte culori sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 culori, mă băieți și fete. Deci 16 culori. Ok, o să revin după ce le pun eu acolo sus. Sper că reușesc să le pun pe toate în episodul de astăzi. Vedem dacă nu, e ok. E bine. Hai că revenim. Ok, am făcut rost de toate culorile. Bine. Nu la fel de multe pe cât ar trebui să fac rost. O să fac rost de fapt în timp de toate culorile, dar pentru început am făcut rost de culori ca să pun pe aici pe jos, pe sub berluri. Așa că aș vrea să... Nu voiam chiar asta, dar e ok. Nu-i problemă. Facem 30 de butoaie. Mă, e bine și cu 30 de butoaie. Că o să am nevoie, adică o să fie așa. Ceva de genul ăsta. Până aici. Cred că o să fie și aici. Ia să vedem, deci am... 1. Dar e urea că dacă nu pot să pun în par. Nu-i bine. Nu-i bine. Așa că o să pun ceva de genul ăsta. Sau
Nu știu, să vedem. Să vedem, să scoatem și shulker-ul ăsta și să pun, spre exemplu, maro acolo. Hai să mergem așa, maro negru. Numai negru nu zici că e ăsta, dar e ok, gri. Din nou, polul ăsta e cyan, am crezut că e light gri de ăsta, dar nu e. Aparent nu e de ăsta. Asta zici că e roz, dar e ok. Bun, acum chiar vine rozul. Hai după rostul tu să pun un magenta, apoi un roșu, mai altă culoare care e pe acolo, ok, portocaliu, bine, portocaliu am mai mult oricum la mine, asta n-ar fi o problemă. Ce mai am? Mai am de ăsta. Bun, și mai e și cyanul. Ok, deci e un pic ciudățel cu teracota de fapt. Nu prea arată, nu prea seamănă cu ce ar trebui să fie. Ok, nu-i bai. Hai să vedem dacă mai pun un butoi acolo. Butoi aici. Cum ar fi? Ia să vedem. Un verde. Dar, de fapt, nu așa. Dacă pun verdele ăsta aici. Și iau și verdele ăsta și pun aici. Și pun butoaiele ceva genul ăsta. Eu cred că e ok ca să mai am loc să mai pun un rând de butoaie deasupra. Asta e și schema pe care vreau să o fac. Bine. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Asta ar fi 16, dar aici ar trebui să pun ceva genul să fie o teracota simplă. O să am nevoie de o teracota simplă. Perfect. În care, bineînțeles, o să și... Bun. Asta e teracotă simplă. Umplem asta cu teracotă. Bine, după ce... Hopa. După ce le-am pus pe jos. Yellow. Ce mai am? Mai am ceva? Hai că... Mai e o culoare. Purple. Ok. Bun. Și asta... Ar trebui să pun ceva de genul ăsta. Bine, scoatem torțele de acolo. Suntem nevoiți să le scoatem. Deci pe mijloc deocamdată nu aș pune. Aș lăsa pilonul ăsta ceva de genul ăsta. Perfect. Și unde sunt celelalte shulker box-uri? Bun, am aici teracotă. Vreau să umplu ăsta cu teracotă simplă. Adică de nicio culoare. Teracotă normală. Deși pare colorată, pare că e portocalie, ce-i drept. Nu vă mint, chiar pare că e portocalie, dar n-ai ce să faci. Uneori chiar n-ai ce să faci, că Minecraft-ul așa arată teracota, asta e. Bun, uite, portocalia e acolo. Deci mai am shulker box-uri, stați așa că mai avem și o să avem în continuare. Bun, e bine că un barrel facem, sigur un barrel scoatem. Și deasupra, în caz că vă întrebați ce o să fie, o să fie gen teracota aia prăjită, glazed teracota, parcă aia care arată mare fel, mare șmecherie cu modele. Dar nu astăzi, astăzi nu. Cu timp o să îl deschid și o să fie totul bine. No, ok, mă uitam să văd, dar aparent nu mai are. Pe unele astea sunt toate pe care le am și aparent sau... A, ba nu mă, mai... Mă miram cum să nu mai fie. Chiar mă miram, sincer. Ok. Bun. O să caut prin mes sau oricum de asta, teracota de altă culoare, adică decât asta default, basic, o să caut și de alte culori ca să nu fiu nevoit să cumpăr culori cum am cumpărat și în momentul de față să mai colorez câte una câte alta, da? E ok. Să fac ceva de genul ăsta, am crafting table-ul aici. Cyan... Deci un cu lime. E ok, lime. Bun, unde e lime-ul? Ăsta e lime-ul. Da, cred că ăsta e totuși lime-ul. Dacă nu mă înșel, green. Ah, două secunde că mai am aici. Mai am aici niște lime, ar trebui să am.
Am pus acolo atunci, ok. Interesant. Hai să mai craftăm atunci, nu e nicio problemă că o să facem cu timpul. Ia să facem și destea green. Sunt nu foarte multe, dar nici foarte puține. Doar că nu prea mai am teracotă. Mai am teracotă. Hai să fac și destea maro câteva, că de ce nu? Bine, maro cred că e ăsta. Plus minus tu ești. Deși nu pari, nu par deloc maro, dar tu ești. Ok. Cyan. Că da, ăsta e cyan. Da, ăsta e cyan, nu zici că e concrete, gri. Deci chiar aia zici că e, deși nu e, dar da, textură, toate cele. Cam ciudat. Am ceva culori pe care nu le-am utilizat. Mai am ceva gri aparent. Nu gri, verde, nu gri. Ok, o să pun aici. Și o să pun eu prețul, deja știți prețul la teracota asta, vi l-am mai spus. Și anume un stack, un diamond. La teracota aia prăjită, glazed teracota, parcă o să fie 2 diamonduri per stack. Deoarece, na, e mai mult de muncă acolo, trebuie colorată, trebuie prăjită, una, înțelegeți voi. Așa că eu vă las aici, dragii mei, cu acest episod, dragii ratonului. Nu uitați dacă plăcut, lăsați și voi acolo un mic like, un subscribe și un comentariu și ne auzim pe episoadele aviatoare. Multă baftă vă urez!